Mulțumim foarte mult, doamna Trăilă, domnul Gâdei, și suntem acum legătură telefonică directă și cu domnul Marius Luican, expert în cercetare de piață. Bună seara! Sărut mâna, mulțumesc de invitație! Dat fiind contextul pe care îl vedem deja de ceva vreme, la ce să ne așteptăm în perioada imediat următoare? O perioadă în care ar trebui să fie anunțați candidații la prezidențiale. Domnul Ciucă, iată, știm că va fi candidat, dar urmează să fie o lansare oficială. Și Mircea Joană, de asemenea, în următoarele zile, după ce i se termină mandatul la NATO. Și din acel moment, la ce să ne așteptăm? În momentul ăsta, lista de candidați a devenit destul de clară. Nu mai avem foarte mari semne de întrebare asupra listei de candidați și se pare că dacă ne-am fi așteptat din partea Partidului Național Liberal, așa cum s-a întâmplat de două ori în trecut, să schimbe candidatul și chiar să aibă succes, de data asta Partidul Național Liberal spune nu, vom păstra același candidat. Și în momentul ăsta, PSD și PNL forțează în ochii noștri un conflict continuu între numărul 2 și numărul 5-6, și aici mă refer la candidatul PNL, de potențial conflict. Acest conflict aparent între PSD și PNL nu face altceva decât să întindă aripile electorale ale celor două partide și să cuprindă din bazinele electorale pe care le pierdeau prin asocierea dintre cele două partide. Deci e o mișcare electorală favorabilă lor, asta este strategia pe care o au, și în același timp creează polaritatea asta lăsând, fac eforturi să lase în afara discuției ceilalți candidați. Din punct de vedere practic, e clar că pentru ei e clar că dacă vor conduce România și după alegerile din decembrie, o vor face doar împreună. Liderii care se atacă în momentul ăsta, pentru ei este o bucurie. Pentru că dacă ești la PSD și ești ministru transporturilor și ești atacat de un liberal, înseamnă că ești relevant, contezi, te lupți pentru partid. Nu trebuie să înțelegem aceste conflicte dintre ei, așa cum ne-am așteptat noi, electoratul, domnule, uite ce a spus, de aici încolo nu vor putea să mai stea la aceeași masă, dragii mei. Nu o să se întâmple lucrul ăsta. În mod cert, politica e politică, discuția între noi, oamenii obișnuiți, funcționează foarte diferit. Mulțumim în momentul foarte ăsta, da. Partidul Național... Vă rog. Ambele partide, eu le asignez unei continuări a unei stabilități a lui Klaus Iohannis și a unei logici de guvernare și după momentul alegerilor, să vedem dacă le va ieși după momentul decembrie 2024. Mulțumim foarte mult pentru această analiză. Marius Luican în legătură telefonică directă cu noi. Și mergem mai departe.